Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfințite Părinte Episcop, preacuvioși și cucernici părinți, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Învierea Domnului a fost un eveniment copleșitor, neașteptat, greu de crezut, dar mai ales greu de acceptat în ceea ce au însemnat consecințele ei. Și așa cum a fost învierea atunci, așa este și astăzi și așa va fi până la sfârșitul timpului, până atunci când timpul se va opri și lumea se va sfârși. Adică un eveniment greu de crezut, greu de acceptat și greu de fundamentat credința în înviere. De aceea, vorbind despre înviere, suntem absolut conștienți toți că nu vorbim despre ceva foarte ușor, despre un lucru ușor de înțeles și credința noastră în înviere. Nu o putem acredita foarte ușor fără argumente solide, temeinice, care să se impună logicii, rațiunii, deci minții și nu în cele din urmă inimii. Mai mult, în aceste zile ne salutăm cu mărturisirea Hristos a înviat și răspundem la fel cu o mărturisire, adevărat a înviat. Accentuez, când spunem Hristos a înviat, nu rostim un salut, ci o mărturisire de credință. Și răspundem la fel cu o mărturisire de credință și întrebarea este, cât este de responsabilă mărturisirea noastră? Și una și alta. Pe ce se întemeiază această mărturisire de credință? Într-un cuvânt, pe ce se întemeiază credința noastră în înviere? Repet, un eveniment al istoriei deloc ușor de acceptat și de crezut. Episodul Toma, pe care tocmai l-ați auzit relatat în Evanghelia care s-a citit, dă răspuns la toate aceste întrebări și nuanțele acestor întrebări. Despre ce este vorba? Haideți împreună puțin să ne oprim asupra episodului, cum se poate numi, Toma. Să vedem ce s-a întâmplat. Într-una din arătările Domnului înviat, pe care tocmai am auzit-o, relatată numai de evanghelistul Ioan în capitolul 20 al Evangheliei lui, Mântuitorul apare în fața ucenicilor într-un mod absolut greu de conceput, de înțeles, de crezut, de pătruns. Și anume cum? Apare cu trupul prin ușile încuiate. Mintea, logica este sfidată de o astfel de relatare. Cum să pătrundă un trup? Cum să pătrundă un om cu trupul real prin ușile încuiate, printr-un zid, prin sticlă și așa mai departe. Și dacă am gândit așa, nu am gândit deloc rău. Cum să se întâmple așa ceva? Și totuși Mântuitorul Hristos pătrunde la apostol în seara învierii cu trupul lui prin ușele încuiate. Dar întrebarea care se pune este cu care trup? Deși apostolii sunt invitați să-l pipăie, să nu se teamă, le arată mâinile și coasta,
mâinile străpunse de cuie și coasta rănită de lancia, de sulița ostașului roman. A pătruns cu un trup spiritualizat, iubiți credincioși, penetrat de energiile Duhului Sfânt, adică cu un trup material, real, care putea fi pipăit, în fața căruia puteai să rămâi cu conștiința împăcată că este realitate, dar materia trupului lui Iisus după înviere a fost spiritualizată. A fost un trup spiritualizat, penetrat de energiile Duhului Sfânt, înduhovnicit. Și într-un astfel de trup vom învia toți. Și așa vom continua să fim după moarte, după judecata universală, în același trup pe care l-am avut, dar nu unul stricăcios, ci unul spiritualizat, înduhovnicit, prin puterea Duhului Sfânt. De aceea materia este destinată înduhovnicirii, spiritualizării. Și aceasta este, iubiți credincioși, consecința universală a învierii lui Iisus asupra materiei, asupra universului întreg, asupra cosmosului întreg. De aceea vorbim despre înviere, nu vorbim despre o poveste a trecutului, cândva, a istoriei și nimic mai mult, ci de un eveniment cu consecințe universale, cosmice, pentru cei de atunci, pentru cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. Dar desigur, aceasta este o altă temă și nu asupra ei aș vrea acum să mă opresc. Am lansat-o doar spre meditație, spre reflexie. Apostolii nu sunt toți acolo. Iuda se spânzurase, iar Toma nu știm unde a fost. Apostolii erau închiși acolo de frica iudeilor. Poate că Toma, curajosul cu câteva zile înainte, care spune apostolul să mergem să murim cu el la Ierusalim, a dispărut. Poate a fost mai fricos decât ceilalți. Și când îl întâlnesc ceilalți apostoli, îi spun: uite, Toma, vrem să spunem ceva. Uite, ni s-a arătat Domnul. Uite, a înviat Domnul. Și ni s-a arătat. Și cu siguranță i-au spus, și aici este un lucru important și acesta să-l rețineți și veți vedea de ce, cu siguranță i-au spus cum s-a arătat, modul în care el s-a arătat. Și atunci Toma exclamă ceea ce ați auzit în Sfânta Evanghelie care s-a citit. Le spune celorlalți apostoli un lucru foarte important. Vă citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 25. I-au zis ceilalți ucenici: l-am văzut pe Domnul. Dar Toma le-a zis: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și de atunci, să vedem și cuvintele lui Iisus, Toma a rămas în mentalul nostru al tuturor sub sintagma de Toma necredinciosul. Dar vom vedea dacă Toma a fost necredincios sau nu. Ce înseamnă cuvintele lui Iisus? Aici se încheie dialogul dintre apostoli și colegul lor Toma. După 8 zile, Iisus se arată din nou ucenicilor, de data aceasta fiind și Toma. Și cum se arată? În același mod în care s-a arătat prima oară. Cum? Pătrunde cu trupul prin ușile încuiate. Și îi se adresează lui Toma, spunându-i: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Și Toma a exclamat: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Iisus i-a zis: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Nu este o afirmație. În textul biblic nu avem o afirmație cu
cu semnul exclamării, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Și avem o întrebare, pentru că m-ai văzut, ai crezut. E diferență într-o propoziție afirmativă, cu semnul exclamării și o întrebare. E diferență între o afirmație și o întrebare. Și îl întreabă Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. O să vedem de ce este important acest lucru. Și nu așteaptă Iisus răspunsul lui Toma. Iarăși vom vedea de ce nu așteaptă Iisus răspunsul lui Toma. Și atunci îi spune Iisus, fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Iubiți credincioși, haideți să ne punem câteva întrebări și să răspundem la ele, pentru că acest episod Toma este extrem de important pentru noi și pentru credința noastră. Pentru noi cei de astăzi și, cum am spus, și pentru cei care vor veni după noi. Este unul din episoadele cele mai importante legate de acreditarea credinței în învierea lui Iisus. Prima întrebare pe care să ne-o punem. Ce nu a crezut Toma? De a spus Iisus să nu fie necredincios. Ce nu a crezut Toma? Ce nu a acceptat Toma? E o întrebare foarte importantă. Și acum să încercăm să răspundem la ea. Toma nu a crezut în învierea lui Iisus. Toma nu a acceptat învierea ca act istoric. Nu. Nu acest lucru nu a crezut Toma și nu acest lucru nu a acceptat Toma. Deși n-a fost ușor să accepți învierea lui Iisus. Și atunci ce nu a acceptat Toma? Ce nu a crezut Toma? Știți ce? Modul în care ceilalți apostoli i-au relatat că li s-a arătat Iisus. Și anume, cu trupul prin ușile încuiate. Învieri, Toma a mai văzut și a fost martor la învierea fiului văduvei din Ain, învierea fiicei lui Iair, învierea cu câteva zile înainte a lui Lazar. Deci nu învierea ca fapt miraculos nu a crezut Toma. Și consecințele învierii, adică pătrunderea lui Iisus cu trupul prin ușile încuiate. Acest lucru a sfidat logica lui Toma și rațiunea lui, mintea lui. Când spuneți, va fi zis Toma, că Domnul a înviat, nu e nicio problemă. Am văzut și pe alții înviați. Dar ce îmi spuneți voi mie? Că vi s-a arătat cu trupul pătrunzând prin ușile încuiate, că nu i-ați deschis ușile, că v-ați trezit dintr-o dată cu el în fața voastră? Va fi zis probabil Toma, în mintea lui, asta s-o credeți voi. Deci acest lucru e mai greu de crezut, de acceptat. Și într-adevăr, sfida logică. Și atunci ce face Toma? Toma nu cere nimic altceva prin ceea ce spune când zice vreau să pun eu degetul în semnul cuielor și mâna mea în coasta lui. Toma nu este necredincios. Toma este puțin sceptic, dar este diferență între scepticism și necredință. Astfel de situații în care logica e puțin descumpănită, în care nu prea argumente se oferă rațiunii, sigur că poți să pici în scepticism, în puțină îndoială, dar e cale lungă de la scepticism și îndoială până la necredință. Și atunci, Toma ce face? Cere argumente palpabile pentru credința lui. Deci în acest lucru nu a crezut Toma, în modul arătării lui Iisus. Punem acum, pentru că din cele spuse, din răspunsul la această întrebare, apare în mod logic o altă întrebare. Și anume, unde a greșit Toma? Pentru că Iisus nu îi se adresează foarte prietenos. Cuvintele lui Iisus nu sunt foarte ușoare. Toma este numit necredincios?
Întrebarea care se pune, unde a greșit Toma? Știți unde a greșit Toma? Și la acest lucru să fim cu luarea minte și acest lucru să-l aducem în sufletele noastre ca mesaj care mereu să fie în fața minții, inimii noastre, ca un leitmotiv apărând. Toma a greșit acolo că nu a luat în calcul că mărturia unuia poate să fie suficientă pentru credința altuia. Mai precis, Toma nu a luat în calcul că mărturia apostolilor, că l-au văzut pe Domnul înviat, putea să fie rezultatul unei experiențe personale a lor. Și că dacă mărturia era rezultatul experienței personale a apostolilor, a celorlalți colegi, trebuia să constituie pentru Toma argument suprem pentru credința lui în înviere. Dar Toma ce a făcut? A căutat argumente palpabile, empirice, firești, ca să-și dovedească credința lui într-un eveniment meta-istoric, adică dincolo de istorie. Nici o clipă Toma n-a luat în calcul că mărturia unuia care poate să aibă la bază o experiență directă poate să constituie pentru el o putere de argument supremă. Aici a greșit Toma. Și greșind Toma în acest punct, îmi permit să spun că a greșit pentru noi. Adică a greșit pentru noi în sensul să ne transmită nouă un mesaj, și anume adevărul că mărturia unora, a celor din trecut, bazată pe experiență, se constituie pentru noi în argument, în virtutea cărui argument putem să acredităm credința în învierea lui Iisus și în consecințele învierii asupra noastră, asupra materiei, asupra cosmosului. Deci Toma a greșit pentru noi. Dar Toma n-a fost un necredincios, ci Toma a fost un raționalist, un logician, care vroia să-și întemeieze credința lui pe argumente firești, empirice, palpabile. Numai că nu totul poate să fie întemeiat pe argumente palpabile. În special, credința noastră n-are la bază întotdeauna argumente firești, palpabile. Și acest lucru este important să știm și noi, și copiii noștri, și cei ce vor veni după noi. Nu vreau să spun prin aceasta, n-aș vrea ca cineva să înțeleagă din ce am spus acum că aș afirma principiul crede fără să cercetezi, crede fără a cerceta. Nu, departe de mine acest gând. Nu, cercetați. Întemeiați-vă credința și fundamentați-o pe argumente solide. A cerceta nu e păcat și trebuie să cercetăm. Trebuie să ne fundamentăm credința noastră și pe argumente solide. Dar vreau să vă spun un lucru. Cercetarea merge până la un punct. Și până acolo să mergem cu ea. Să ne însoțească cercetarea. Numai că ea merge până la un punct. Și până în acel punct ne aduce argumente solide, logice, palpabile, empirice, firești. Și e bine. Dar vreau să vă spun că din acel punct în care ea se oprește, se oprește și se ne ofere mai departe argumente.
Dar asta nu înseamnă că cercetarea a ajuns la sfârșit, la final. Nu, ci a ajuns într-un punct de unde începe. O altă cercetare, care oferă alte argumente, mult mai solide decât cele din tâi. Și aceasta este cercetarea spiritului, a Duhului, a sufletului, a inimii. Și argumentele pe care ți le oferă această cercetare sunt mai odihnitoare, mai liniștitoare decât cele din tâi. Pentru că cu cele din tâi e foarte posibil ca de la unul la altul să treci, de la un argument la altul să treci prin chinurile îndoielii. Și e greu chinul îndoielii. E teribil de greu de dus și de suportat. Și Toma a trecut și printr-un astfel de chin. Iubiți credincioși, a vedea și a crede este credința lui Toma. Dar a crede fără a vedea este credința fericită de către Iisus. E credința zilei a opta din nevedere, fericindu-ne pe noi dacă o avem. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Noi suntem aceia la care s-a referit Iisus atunci, la fericiții credinței din nevedere. Iubiți credincioși, putem să acceptăm o astfel de credință? Putem să acredităm o astfel de credință din nevedere? Aș vrea să vă dau un exemplu. În viața noastră de zi cu zi, adesea ne fundamentăm convingerile noastre pe mărturiile altora. Nu ale noastre. Pe experiențele altora. Și credem în ceea ce spun. Și credem în mărturia lor. Și credem în rezultatul științific la care au ajuns. Cu toate că nu noi am experiat, nu noi am făcut acea experiență. Un exemplu. Câți dintre dumneavoastră ați văzut globulele roșii sau albe din sânge? Eu nu le-am văzut. Dar nici o clipă nu mă îndoiesc că ele există. Alții mi-au spus, alții ne-au spus nouă. Le-au văzut medicii, le-au văzut specialiștii, le-au văzut în laborator, le-au experiat, le-au analizat și au ajuns la niște concluzii. Și de acolo, din spital, din laborator, din fața microscopului și așa mai departe, ne-au transmis nouă tuturor că în sângele nostru există aceste globule și că fără ele nu putem să trăim, sau dacă le-au luat rasna în funcțiunea lor, la fel sfârșitul ne este aproape. Credem pe baza mărturiei experienței acestor oameni. Și nimeni nu se îndoiește de acest lucru. Dacă în prozaicul cotidian acceptăm argumente care nu sunt rodul experienței proprii, de ce în planul credinței nu le-am acceptat același argument? Adică același gen de argumente venite din experiența altora. Acum mai bine de 2000 de ani, alții l-au experiat pe Domnul înviat. De ce ne-am îndoit de mărturia lor? Dacă nu ne îndoim de adevăruri experiate la fel de oameni de acum 2000 de ani, în planul științei, în planul logicii și așa mai departe. De ce pe unele le-am acceptat și pe altele le-am respinge? Cu aceste gânduri vă rog să vă întoarceți acasă, să reflectați la ele și să vedeți că la baza vieții noastre și a credinței noastre nu pot să stea numai argumente palpabile.
Este suficient experiența unora și mărturia din această experiență pentru a ne fundamenta viața noastră și credința noastră pe argumente la fel de solide ca și cele firești, empirice, palpabile. Închei cu un mesaj, întrebare. Cu care Toma călătorim în viață? Cu Toma căutând argumente palpabile pentru credința lui? Sau cu celălalt Toma care n-a existat? Primul Toma a existat și poate mulți călătorim cu el de mână prin viață, mereu căutând argumente, argumente pentru credința noastră. Sau cu celălalt Toma care n-a existat, dar ar fi trebuit să existe și care se pare că a existat doar în final, adică cu Toma care a crezut fără să pipăie. Și acum vă răspund și la întrebarea pe care vă puneți fără să insist. A pipăit într-adevăr Toma coasta lui Iisus după ce Iisus l-a invitat pe el să o facă? A mai dus Toma degetul în coasta lui Iisus și mâna lui în semnul cuielor? Răspunsul este unul cât se poate de simplu, dar logic. Nu. Toma n-a mai pipăit coasta lui Iisus. Și de ce? De ce n-a mai pipăit-o? Pentru că era în fața evidenței. Ceea ce colegii lui de apostolat i-au spus despre Domnul înviat era acum realitate în fața lui. De aceea Toma, copleșit de evidență, n-a mai putut decât să articuleze singurele cuvinte care își mai aveau sensul atunci. Să-i spună stăpânului lui, stăpânului universului, stăpânul întregului cosmos, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și închei cu menționarea unui loc care poate să ne dea mult de gândit tuturor. Și ar fi trist să ne dea de gândit după ce avem un răspuns pozitiv la acest lucru. Apostolul Toma n-a fost singurul care la început s-a îndoit de învierea lui Iisus. Și ceilalți au fost la fel de vinovați ca și el. Și atunci Iisus li se arată și iată ce face Iisus. Vă citesc din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, versetul 14, și aceste cuvinte să le puneți la inimă. La urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, era și Toma acolo. Li s-a arătat, și acum este important, și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, auziți, pentru că n-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. În limba greacă, în original, avem textul, avem acel vers, spune, i-a certat, nu i-a mustrat. I-a certat Iisus pe apostol, de ce? Pentru că nu au crezut pe aceia care l-au văzut pe Domnul înviat. Ar fi păcat că să fim certați de Dumnezeu, noi cei de astăzi, chiar și cei care am auzit cuvântul astăzi, pentru că nu i-am crezut pe aceia care l-au văzut pe Domnul înviat. Pe aceia de acum 2000 de ani, pentru că experiența lor n-am lăsat să fie și experiența noastră. Ar fi păcat ca să ne certe Dumnezeu pentru că nu i-am crezut pe aceea. Și să știți că certarea lui Dumnezeu nu este deloc ușoară. Mai degrabă,
să fim astăzi și mâine și poimâine și în zilele care urmează fericiții credinței a opta, zilei a opta, adică fericiții credinței din nevedere. Amin.